Doamnelor și domnilor, am revenit, suntem împreună cu părintele Cătălin Teulea. Părinte, de ce avem nevoie de un duhovnic? Mai ales într-o perioadă a postului și în celelalte și în cealaltă perioadă a anului, dar în special în posturi, de ce avem nevoie? Avem nevoie de duhovnic toată viața noastră, pentru că subliniam porunca ascultării. Porunca ascultării dată protopărinților noștri, Adam și Eva. Să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu prin cine? Prin slujitorii Lui, să ascultăm de Dumnezeu prin cine? Prin trimișii Lui. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Mi se spune în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Deci slujitorii sunt trimiși și binecuvântați cu har de la Dumnezeu pentru a cerceta starea sufletească a unui om și nu numai pentru a cerceta, ci în numele lui Iisus Hristos să iertă și să deslege. Te iert și te desleg de toate păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dar de ce să... Suntem într-o societate culturalizată. Filozoful Kant spunea că suntem culturalizați până la saturație, dar avem mulți pași de făcut până la desăvârșire. Pentru a atinge, totuși, a începe măcar a păși spre desăvârșire, avem nevoie de oameni care deja au pășit pe această cărare a împărăției de care ne spune Părintele Arsenie Boca și mulți duhovnici. Seara noastră a fost binecuvântată și este binecuvântată cu mulți duhovnici sau cu mult har prin duhovnicii noștri. Subliniem din fericire, pentru din fericire noi. Că i-am avut și i-am cunoscut și, Părintele Teofil, Părintele Arsenie Boca, Părintele Ilie Cleopa de la Săhăstria și așa mai departe. Însă Părintele Teofil spunea undeva, la o cuvântare, fericit aș fi dacă aș pleca în viață de la concluziile mele. Așa a spus? Da. Însemnează că noi ar fi bine să consultăm, să cercetăm, să ne dorim să avem un duhovnic și nu numai să-l avem, să plecăm de la concluziile la care a ajuns prin experiența, prin viața lui împreună cu Hristos. Da, de ce să merg la un duhovnic, părinte? Pentru că și el este un om și am poate anumite lucruri care poate mi-e rușine să le spun. De ce să merg la un om să-i spun eu cu ce am greșit? E o ispită a diavolului, pentru că atunci când păcătuim sau când încălcăm voia lui Dumnezeu, nu avem această rușine. Așa este. Dimpotrivă, diavolul ne pune în minte și mândrie și nerușinare, nesimțire chiar, și nesimțirea este tratată de Sfântul Ioan Scărarul în cartea sa, Sfântul Ioan Scărarul, într-un capitol extraordinar. Nesimțirea este foarte periculoasă. De aceea, subliniez încă o dată, asta este doar o ispită a diavolului, să ne fie rușine. Iar în momentul în care vrem să ne curățăm, păcatul îmbracă haina rușinii. Când îl facem, nu are nicio haină. Poate nici nu-l cunoaștem pe deplin decât după ce l-am săvârșit. Așa este. De exemplu, eu spun din ce mă privește pe mine, din experiența mea. În momentul în care, să spunem că poate nu vreau să spun un anumit lucru pe care consider că l-am greșit, nu știu cum să-l spun. Deci, și dar, în momentul în care îl spun părintelui, simt o eliberare, mă simt atât de ușurată, simt că parcă am luat-o de la început. Oricum Dumnezeu zice că neprihănirea nu este, cum vedem noi oamenii, neprihănirea este cu totul altfel văzută de Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Da, 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 e adevărat. Cum iubește Dumnezeu? Cum iartă Dumnezeu? Dumnezeu iubește pe cel mai păcătos om mai mult decât ar iubi un sfânt pe Dumnezeu, ne spune Părintele Arsenie Boca. Deci Dumnezeu îl iubește pe cel mai păcătos om mult mai mult decât ar iubi un sfânt pe Dumnezeu. Dar cum știu, părinte, că Dumnezeu mi-ascultă ruga? Eu poate mă rog și citesc și acatist și de toate, dar eu nu văd niciun rezultat. Da, păi pocăința se face în prezent cu fața spre viitor. Cu fața și cu nădejdea spre viitor, subliniază Părintele Teofil. Deci postul e legat întotdeauna de pocăință. Degeaba postim de alimente și postim dacă nu avem și o schimbare a vieții.
pocăința nu semnează neapărat pocăiți-vă în sensul neosectar sau neocreștin al zilelor de astăzi, ci pocăința însemnează schimbarea minții, schimbarea atitudinii noastre. Se spune că la o mănăstire, doi călugări săvârșiseră același păcat și au vrut să postească, bineînțeles, să se pocăiască de acest păcat. Fiecare și l-a spovedit în felul său, niciun om nu seamănă cu celălalt în scaunul spovedaniei, la fel ca niciun duhovnic nu seamănă cu celălalt. Dar se aseamănă toți în aceeași lucrare pentru Hristos. Da. Și unul dintre ei, la sfârșitul postului, a ieșit cu fața luminată așa din chilia sa, celălalt cu fața întunecată. De ce? Unul dintre ei era cu fața luminată pentru că îi mulțumea în rugăciunea sa de după spovedanie lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să lepăd de la mine lucrarea acestui păcat. Iar celălalt se tânguia mereu zicând: ce să mă fac, Doamne, ce să mă fac, cum de-am putut eu să fac una ca aceasta? Deci deznădejdea nu-i bună. Deznădejdea nu este bună. Pocăința se face cu fața spre viitor, optimist, și cu dorință de bucurie duhovnicească și de îndreptare. Pentru că Dumnezeu e bucurie, nu e amărăciune. Și este iertare, dar este și atot drept. Și atot drept. Da. Da. Dar dacă, de exemplu, hai să spunem că... De exemplu, vis-a-vis de dreptatea lui Dumnezeu, da, Părintele Arsenie Boca are un cuvânt iarăși ziditor: Dumnezeu ne iartă păcatele, dar păcatele nu ne iartă pe noi. Ni se iartă păcatele prin taina spovedaniei, dar consecințele lor rămân în noi. Noi ne luptăm cu consecințele lor. Pocăința tocmai asta presupune: lucrarea virtuții. Am plâns păcatul, l-am curățat, dar ce-am pus în loc? Dacă nu așezăm în loc rugăciunea, lectura biblică, fapta bună, trăirea lui Dumnezeu, lucrarea virtuții, însemnează că încă suntem doar la începutul spovedaniei, când venim doar să descărcăm păcatele, dar nu venim și cu sacul virtuților și cu lucrarea virtuților. Cum a zis cum a zis Domnul Iisus, mult a iubit această femeie sau mult ai păcătuit, dar să nu mai greșești. Da. Te iert, dar nu, să nu mai greșești. Da, da, da. Și canonul cel mai puternic pe care însuși Mântuitorul Hristos l-a dat femeii păcătoase: du-te și de acum să nu mai păcătuiești. Așa, adică așa. Nimeni n-a mai aruncat cu piatra în acea femeie păcătoasă. Că toți aveau păcate. Toți aveau păcate. Asta înseamnă să nu judeci, apropo de judecată, nici cu gândul. Da, sigur, sigur că da. E foarte greu. E foarte greu, dar lucrarea, trebuie să ne dorim acest lucru. Iar postul... E greu că ne vedem noi, poate mai, că ne vedem în bine, într-o aură bună, de aia cred că judecăm. Avem tendința să judecăm. Da. Un Sfânt Părinte spunea așa: cel care își vede păcatele sale nu are și care își duce păcatele sale, nu mai are timp și nici vederea păcatelor celorlalți. Da. Dar dacă la spovedanie eu, de exemplu, uit vreun păcat așa din întâmplare, uit în ghilimelele, bineînțeles, uit în sensul că nu vreau să-l spun tocmai pentru că mi-este rușine. Toate păcatele îndoitele vei avea. Împărtășanie. Mi se dă împărtășanie. Ce fac? Împărtășanie este cu nevrednicie. Trebuie să fim sinceri. Deci spovedania, o condiție esențială a validității, adică ce înseamnă? A autenticității spovedaniei creștine, este ca să fie sinceră și deplină. Am înțeles. Dar dacă eu mă împărtășesc și un păcat nu l-am spus, eu conștiința este cu mea, nevrednicie. E cu nevrednicie. Pățești ceva? Sigur, da. Cum să nu? În Sfânta Scriptură se subliniază boli, pătimiri și chiar moarte. Am înțeles. Cum să ne rugăm, Părinte? Să ne rugăm. Cum te porți, așa te rogi, spune Părintele Teofil. Cum te rogi, așa te porți. Sau învățăm rugându-ne și ne rugăm învățând. De ce le spun aceste lucruri? Pentru că în Țara Făgărașului, mai toți preoții din Țara Făgărașului au fost sub umbra duhovnicească, au crescut. Și eu, ca și copil, am crescut sub umbra duhovnicească a Părintelui Teofil, implicit a Părintelui Cornel Ursu și a vrednicilor slujitori din Țara Făgărașului. Da, că ajută Bunul Dumnezeu, poate o să-L avem pe Părintele Ursu. Și de aceea însemnează această vorbire cu Dumnezeu. Iarăși Sfinții spun că rugăciunea este maica lacrimilor și fiica lor. Ce frumos! Sfântul Ioan Scărarul subliniază cuvinte alese despre rugăciune
Și despre pocăință. Am înțeles. Văd că vorbiți foarte mult despre, și despre Părintele Teofil. Ce înseamnă Părintele Teofil pentru dumneavoastră? Îi întreb la prezent ce înseamnă, pentru că îi consider că Părintele Teofil, ca și Părintele Arsenie, e prezent. Da, echilibru duhovnicesc înseamnă optimism duhovnicesc, bucurie duhovnicească, înseamnă o minune întrupată. Ce frumos! Într-o lume în care nu mai vedem minuni. Da. El care vedea peste tot minuni cu inima sa. El vedea chiar dacă sa, nu vedea. Da. Da, și noi, deși vedem, totuși nu vedem. Ați spus la început că ați fost în Ierusalim, la Ierusalim. Avem și o pietricică de pe muntele Sinai. Sinai, da. Da, așa dacă o puteți arăta colegului meu, lui Robert, aici, la camera aceasta. Da, este imprimat pe ea jertfelnicul, cel care ardea, dar nu se mistuia. Cum v-ați schimbat într-un anumit fel? Ce v-a adus da, nou? Da, urcând acolo la o înălțime de 1265 de metri, sau așa, mai mult, dacă nu mă înșel, s-ar putea să greșesc, în pustietatea aceea am înțeles că în pustietate glasul lui Dumnezeu se aude mai pregnant. Da? Am înțeles așa, că trebuie că e, să fii, să treci de pustiul patimilor tale ca să-L auzi pe Dumnezeu. Așa o fi și cu postul, mă gândesc. Sigur că da. Da, că da. Mă gândesc că, cum să spun, chiar când am mai vorbit, că am zis, dintr-o dată așa mi-a venit, că păcatul parcă atârnă de sufletul nostru cum atârnă grăsimea de trup uneori. Da, da, da. Așa și poate pustietatea asta a deșertului, cum ați zis dumneavoastră, avem nevoie de curățire ca să ne lumineze Dumnezeu. Ca să ne lumineze, da. Apropo de rugăciune, ce a zis de rugăciune, cum să ne rugăm dimineața și... Să ne rugăm dimineața la prânz și seara, să ne rugăm la mesele principale ale zilei, să ne rugăm cu rugăciune de dimineață și de seară, să ne rugăm cu rugăciunile din ceaslov, ceasurile. Nu sunt doar pentru monac, sunt și pentru creștini. Să ne rugăm cu acatistierul, să urmărim acatistierul și unde vedem în cursul anului bisericesc sărbătoarea unui sfânt sau sărbătoarea Maicii Domnului și are acatist cuprins în acatistier, atunci deschidem acatistierul și ne rugăm cu acatistul Sfântului Dimitrie, izvorător de mic, da, cu acatistul Sfântului Gheorghe și așa mai departe. Avem atâția sfinți. Dar cum să te concentrezi la rugăciune? De obicei sunt deci acatist. Roagă-te cum poți ca să ajungi să te rogi cum trebuie. Da, apropo de împărtășanie, că la un moment dat asta am și vrut să întreb, cum trebuie să venim la împărtășanie? În biserică, clar, cum trebuie să vină, de exemplu, femeia. Da, bineînțeles, femeia să aibă modelul, întotdeauna femeia să aibă modelul maternității duhovnicești și smereniei duhovnicești a Maicii Domnului. Să se uite la icoana Maicii Domnului și dacă cumva se simte jenată, să meargă acasă și să se îmbrace, măcar să se îmbrace, dacă nu să și simtă duhovnicește ceea ce ne transmite icoana Maicii Domnului. Nu ne machiem, bineînțeles, nu... Eu cred că frumusețea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi nu poate fi camuflată, ci din potrivă trebuiește arătată prin lumina învierii Lui. Da. Ce să mai zic acum? Înfrânarea trupului, care oricum patima aceasta mulți dintre și dintre tineri, dar și dintre cei căsătoriți o pot avea, dar în căsătorie este altfel. Cum pot și tinerii soții să accepte postul în familie? Cum se postește în familie? Și soții și copiii. Da, bineînțeles, copiii se uită la părinți cum postesc, întreabă de ce postesc, ce mănâncă acum, dar de ce mănâncă așa, și atunci deja începe educația creștină a copiilor tăi. De ce te porți așa? Bineînțeles că și copiii pot să înceapă postind miercurea și vinerea, pot să înceapă postind prima săptămână din postul mare și mai ales săptămâna patimilor, pentru că trebuie să știm că la început postul cel mare, la începutul perioadei primare, coincidea cu săptămâna patimilor. Mai apoi, în secolele 3 și 4, s-a dezvoltat în ceea ce se numește astăzi postul păresimilor sau 40-mii, cele 40 de zile, și apoi săptămâna patimilor, alcătuind 7 săptămâni. 7 săptămâni. Iar da, în secolul 7, de-abia deci în secolul 7, s-a adăugat o săptămână pregătitoare de semipostire, săptămâna brânzei, de care tocmai am trecut. Da. Iar Șmeman,
teologul care se ocupă de teologul liturgist care se ocupă într-un mod deosebit de perioada Apostolului cel Mare și nu numai și despre Euharistie a scris, subliniază că perioada Apostolului cel Mare era de fapt o perioadă de școlarizare, de pregătire duhovnicească a celor care urmau să primească botezul creștin. Da. Și noaptea învierii, toți cei care urmau aceste săptămâni, dar și ani de școlarizare, că școlile catehumenale funcționau chiar și în perioade de ani, erau îmbrăcați în alb, primeau lumina, erau botezați, primeau lumina lui Hristos, veniți de luați lumină, și înconjurau biserica cu imnul Hristos a înviat, cântând câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Ceea ce cântăm și noi la Paști. Da. Deci până la urmă slujba de Paști coincidea cu slujba baptismală de botezare a creștinilor, a celor care îl îmbrățișau pe Hristos cel înviat. Cum să postească tinerii căsătoriți? Tinerii soții, căsătoriți nu să-și dorească, bineînțeles, și o perioadă de asceză, de ce nu și trupească. Este bună aceasta și pentru ei? Este, cum să nu? Cum să nu? Este un moment în care ei ar fi bine să fie singuri cu Dumnezeu, să învețe să fie singuri cu Dumnezeu. În momentul în care soția, soțul te va părăsi, pentru că viața aceasta este viața efemeră, trecătoare, nu știm momentul în care celălalt de lângă noi va trece dincolo, tu cu cine rămâi? Da. Cum te duci mai departe? Dar pentru cum asta trebuie să fii viața și atent spre cum veșnicie. Te căsătorești. Categoric, da. Și dacă vrei să fii și tu cu celălalt în rai, așa cum îi dorești să fie el sau ea, atunci, bineînțeles, că te săduiești să-L descoperi pe Dumnezeu, cel înviat, încă de aici, de pe pământ. Părintele Arsenie Boca spune, cine n-a trăit împărăția lui Dumnezeu pe pământ, nu o va găsi nici dincolo. Părinte, știu că timpul trece. Da. Vreau să ne spuneți puțin despre duminicile. A spus că și totuși puțin, cât de cât, așa câteva cuvinte despre fiecare duminică. Da, doar le voi atinge pentru că probabil se vor mai ivi ocazii în care să se vorbească pendelete, pentru că fiecare duminică trebuie are să ne facem importanță măcar o extraordinară. Prima pendelete. Duminică din post este Duminica Ortodoxiei, în care se subliniază credința, că avem nevoie de o credință dreaptă, mărturisitoare, că așa cum Hristos este prima icoană și lumina care s-a întrupat pentru noi, așa și noi trebuie să avem o credință mărturisitoare care să ilumineze pe ceilalți. Mai apoi este Duminica Sfântului Grigore Palama, Duminica a doua, în care se amintește și de vindecarea slăbănogului din Capernaum. Patru prieteni l-au adus prin acoperișul spart al unei case și l-au așezat în fața lui Hristos, acoperișul spart, neînsemnând altceva decât harul, energia despre care Sfântul Grigore Palama ne învață, pentru că în bisericile ortodoxe, bolta îl reprezintă pe Dumnezeu, imensitatea din care se coboară harul nevăzut. Așa și cei patru prieteni l-au coborât pe slăbănogul din Capernaum, în mijlocul bisericii, adică în fața lui Hristos. Mai apoi, Duminica Sfintei Cruci, adică în mijlocul postului, în Duminica a treia, avem motivația de a duce mai departe postul prin Sfânta Cruce și cu ajutorul Sfintei Cruci. Sfântă Cruce, armă dulce, fii cu mine, pe oi mă duce. Sau cum spunea părintele Teofil, îi plăcea să recite poezia aceasta, până când prin lume-ți duci tu povara Sfintei Cruci, până când însângerat și lovit și înspinat, treci pe calea cu dureri, fericire, cum să-și cer? Dă-mi, Stăpâne, crucea ta și mă învață o purta și în inimă cu jale dă-mi durerea Maicii tale și mai dă-mi cu sârg să alerg rănile să ți le șterg, cu iubirea mea duioasă ca femeia păcătoasă. Deci prindem putere de la Sfânta Cruce și mergem mai departe. Unde? În Duminica Sfântului Ioan Scărarul, acum încă n-am deschis-o, dar o vom deschide, sperăm, în viitor. Și mai ales, vă îndemn să o deschideți în post, Scara e tradusă în limba română. O carte a Sfântului Ioan Scărarul, din secolul 7, începutul secolului 7, în muntele Sinai. Îi spune Sfântul Ioan Scolasticul că era deosebit de erudit, Sfântul Ioan Sinaitul pentru că acolo și-a trăit asceza, Sfântul Ioan Scăraru pentru că a scris această capodoperă de 30 de trepte de urcare spre desăvârșire. Așa. Iar mai apoi Duminica Maria Egipteanca, care ne învață să fim smeriți. Așa. O să vorbim puțin să mărturisim tot până la sânge și Duminica Floriilor. Am înțeles. A văd acolo o carte că aveți Sfântul... Sunt și scara pe care tocmai v-am prezentat-o, a Sfântului Ioan Scăraru. Așa, și
Și Sfântul Grigore, Grigore Palama, scrisă de John Mayendorf. Lăsați-o acolo, că o ia, o să vadă colegul meu acum. Da. Sunt niște comori din care ne putem înfrupta, că dacă tot lipsește laptele, că dacă tot lipsește carnea, că dacă tot lipsește cozonacul, uite, avem și lapte, avem și cozonac duhovnicesc, adică avem aceste scrieri ale Sfinților Părinți la care trebuie să ne întoarcem pentru a-L simți pe Hristos. Da. Așa. Și avem și câțiva copii care au fost cu mine. Și avem câțiva copii. Ioan, du-te mai lângă tata, așa. Așa. Ea este Anastasia, doamnelor și domnilor. Bine ai venit, Anastasia. Și Ioan. Sunt doi dintre copiii părintelui Cătălin, cel mai mare este la școală. Așa. Părinte, ce înseamnă trândăveala? E bună trândăveala, cum zicea părintele Teofil. E bună trândăveala sau nu e bună? Nu e bună, cum să fie bună? Chiar părintele Teofil spunea, măi copile, nu sta fără lucru. Așa. Că dacă stai fără lucru, îți dă cel rău de lucru. Măi copile, nu sta fără lucru. Chiar părintele Teofil sublinează ortodoxia copilăriei, că pe grâu este obrazul lui Dumnezeu. Deci trebuie să muncim. Iar Radu Gir, îmi amintesc un îndemn la luptă a lui Radu Gir, care spune așa: Nu dor nici luptele înfrânte, nici rănile din piept nu dor, ci dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Punct. Ar trebui să vrem să mai luptăm, pentru că Moise cu un toiag a despicat Marea Roșie, n-a avut nevoie de mai mult. De la Dumnezeu, de ajutorul Dumnezeu. David cu o praștie l-a învins pe Goliat. Am mai de multe ori ne justificăm. N-avem putere, n-avem tărie, n-avem... Avem, dar nu le vedem. Nu le punem în mișcare. Aha. Dar smerenia, părinte, cât este de necesară smerenia? Absolut. Mai ales în post. Să nu ne lăudăm că postim, că nu mâncăm cu tare, sau că facem milostenie. Fă-o, nu mai spune. Ajută orfanii, bine faci. Cine îmbracă un copil, își îmbracă și pe copilul lui. Și nu numai, cât mai mult. Smerenia este absolut necesară. Sfântul Macarie, într-o luptă cu diavolul, subliniază smerenia. Cum? Diavolul spune către Sfântul Macarie: tu te lauzi că postești, eu nu mănânc niciodată, îi spune diavolul. Tu te lauzi că priveghezi, eu nu dorm niciodată. Dar știi cu ce m-ai învins? M-ai învins cu smerenia ta. Părinte, ce înseamnă pentru dumneavoastră postul? Postul înseamnă bucurie, ocazia de a fi mai aproape de tine însuți cu Hristos și de cei din jurul tău prin Hristos. Și Paștele? Ce înseamnă Paștele pentru... Lumină, bucurie. Da? Da, sigur că da. Aveți o familie foarte frumoasă. Trecere spre lumină. Da, Dumnezeu ne-a va binecuvântat. Așa este. Părinte, înainte de a încheia, există o diferență între felul cum vedeați postul când erați mai tânăr și acum când sunteți preot? Da. Nu numai că acum de când sunt preot, cu atât mai mult, și de când am fost tânăr și când sunt cu familie. Și bineînțeles că fiecare an, fiecare clip a vieții tale te marchează, te schimbă și fiecare post până la urmă te schimbă. Îmi amintesc primul post când era la seminarul teologic de la Cluj-Napoca, era postul Crăciunului, pentru că mai apoi venind acasă, mama spune: măi copile, dar tu nu te uiți la tine, ai slăbit, se vede prin urechile tale. Dar acel exercițiu m-a ajutat enorm de mult, ca acum nu ți se mai pare greu să postezi, să te abții de la mâncare. Sunt alte lucruri mult mai grele de făcut. Așa. Se luptă cu... lupta cu tine însuți, lupta cu mândria, lupta cu judecata, lupta cu bârfa, lupta duhovnicească, care trebuie necontenit dusă până la mormânt. Părinte, vă mulțumesc din suflet că ați venit în emisiune în această zi. Știu că... Cu multă plăcere și sper să fi fost măcar un pic pe înțelesul și spre folosul credincioșilor. Eu sper să fi făcut și o față, că
No, așa cum se poate, dar trebuie să vă, să vă cer să, vă, să mai veniți măcar o dată la noi în emisiune să povestim mai pendelete despre, despre post. Da, cu multă plăcere. Șalca. Și să le spunem telespectatorilor despre post. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Ca întotdeauna, vă doresc toate cele bune, să aveți o săptămână binecuvântată, un post ușor, însă nu eu voi încheia emisiunea, ci Părintele vă va da o binecuvântare. Eu vă spun doar, Doamne ajută! Părinte! Da, eu voi, mă voi folosi de rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, cu care ne rugăm în această perioadă. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire, al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slugii tale. Așa, Doamne, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, să ne dăruiască Dumnezeu lumină în viață și în suflet. Dacă ai credință în Dumnezeu, atunci se întâmplă ceea ce spune Nichifor Crainic în poezia Cântecul Potirului. Când holda de secer tăiată fugata, bunicul și tata lăsară o chică de spice în picioare, legând-o cu cernic un fir de cicoare, iar spicele în soare, sclipind mătăsos, păreau că sunt barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor se mâna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, iar pâinea aburind cu dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iarăși potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sânge de Sfânt Dumnezeu. Hrănește-mă carne de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în grâne, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu pâinea de-a pururea neamului meu. Din coarde de viță ce-mi fășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine spunându-mi povestea. Copiile, grăiră, boabele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Iar când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie, strivind nestemate, copile grăiră, e mus sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iarăși potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sânge de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în grâne, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi al neamului meu. Podgorii întinse și lanuri mănoase, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a pus Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângele în struguri și frânge-te în pâine, tu, viața de-a pururi a neamului meu.